În perioada 3-5 septembrie, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, protopopiatul Călăraș în colaborare cu Primăria Municipiului Călăraș, a organizat o procesiune cu răcla Sfintelor Moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena de la Mănăstirea Pantocrator din Episcopia Alexandriei și Teleormanului. Să-i mulțumim Dumnezeu că ne-am putut vedea astăzi. Am lăsat și Da,
Pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu.
Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Este bine și folositor să cântăm cu toții. Foarte bine și foarte folositor sufletelor și duhurilor noastre. Cu vocea, cu darul, ca talent, care l-a dat Dumnezeu, să se condăm grupul psalților care ne dau tonul și bine să cântăm cu toți. Vă mulțumesc! Pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, episcopul Slobozeiei și Călărașilor, pentru cinstita preoțime și ceatul Hristos diaconime, pentru tot creierul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecădinciosul poporului nepretutindeni, pentru tărâitorii sărinoase, pentru mai mari orașilor și satelor, și pentru iubitoare de Hristos toaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce în credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce sostenesc, pentru cei loviți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească jertfenicul său cel mai trăsut de ceruri, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor să-i rogi și cu durare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor robilor săi, pe care o aducem cu inimă smerită, pentru facerile de bine ce le-a primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros, și ca o agră de tot binepremită să-i fie lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Domnul și sărbătorim.
Sfinte, laudăm, binecuvântăm, mulțumim, cântăm și mărim milostivirea ta. Și cu dragoste strigăm către tine, binefăcătorule, mântuitorul nostru, mărire ție. Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și evanghelist Marcu citire. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Să luăm aminte. Aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel ce va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îngăi inima lui, ci va crede, ce zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați să credeți, credeți doar și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre. Iar dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Și iubire de oameni adânc neajunsă, căzând înaintea slavei tale cu frică și cu cutremur ca niște rog netremici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra noastră a tuturor și ca pe stăpânul, Domnul și binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta mulțumire, rugând cu umilință măsurata și nespusa ta nostimire, dar precum ai binevoit a primi acum rugăciune robilor tăi și mărstivire învrednicită ale vrânii cererile, așa și de acum înainte învrednicește astfel în dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și în toate faptele cele bune și adombârdii ale tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii tăi, mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruiește-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți întotdeauna mulțumirea aduce cele prea bune a greșea câteva ție și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeu nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Înțelepciune.
suntem aici, ale cuvioșilor și Dumnezeu purtătorii părinților noștri, ale Sfântului Sfințit Mucenic, Antim, al Sfântului Cuvios Teotist, ale căror pămânire se rușim astăzi, ale Sfinților Împărați Constantin și Maica sa Elena, ocrotitori acestei Sfinte Biserici, cu rugăciunile Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, alătăru Sfinte Moaște, spre cinstire sunt așezate aici, cu rugăciunile Sfinților Dreptilor Dumnezeu și Părinților Atim și Ana și ale tuturor Sfinților Săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sebastian, Preacuvioase Părinte Consilier Serafin, Părinte Silvestru, grupul de părinți de la Mănăstirea Pantocrator, frumoasa Mănăstire Pantocrator, care în ziua de 26 acestei luni își va sfinți, va avea loc în această mănăstire slujba de târnosire a Bisericii Celei Mari a mănăstirii. O jertfă curată adusă de Dumnezeu, de opta mănăstirii și de numeroși credincioși, generoși donator și plicor a aceste sfinte mănăstiri. De măritori creștini, suntem în a treia zi din nou la bisericesc și cu ajutorul Dumnezeu am reluat tradiția întemeiată de ani frumoși de protopopiatul Călăraș, ca la începutul noului an bisericesc
să aducem în acest municipiu, dar și în întreg județul Călăraș, sfinte icoane făcătoare de minuni, dar și sfinte moaște. Și atât anul acesta, prin dragostea frățească a Preasfințitului Părinte Galation, episcopul Alexandriei și Telormanului, a Părintelui Stareț Sebastian și a obștei sfinte mănăstiri, am fost binecuvântați cu prezența Sfintei Mironosițe, cea întocmai cu apostolii, Maria Magdalena. Cu adevărat, femeile Mironosițe au fost numite ucenițele Domnului, fiindcă ele au fost credincioase Mântuitorului Iisus Hristos, nu numai în timpul cât a fost în viață, cât a trăit. Și au fost credincioase ca un adevărat ucenic și după moarte. Iată de ce în prima zi a săptămânii nu lăsărise între soare. Aceste femei cu multă credință în Dumnezeu s-au încumetat, s-au mers într-un loc pustiu, mântuit de târhar. S-au dus acolo gândindu-se că în graba înmormântării trupul învățătorului și Domnului lor nu a fost pregătit cum trebuie și atât dâncul ele mirespre sale, fără să se gândească la pornire, cine ne va prăvăli nouă piatra de pe piatra mare, uriașă, de la intrarea mormântului. Și atât de ce? Pentru credința ei, pentru dragostea ei față de învățătorul ei. Sfânta Mironosiță Maria Magdalena a fost prima care a aflat vestea învierii Mântuitorului Iisus Hristos, chiar de la Mântuitorul. Sfânta tradiție ne spune că după învierea sa, Mântuitorul Iisus Hristos a arătat Sfintei sale Maici. Și după Sfânta sa Maică, iată, Maria Magdalena a fost cea prima care a putut spune apostolul, a putut mărturisi, a înviat Domnul. Iată puterea credinței, puterea recunoștinței. Sfânta Maria Magdalena s-a bucurat de minunea pe care Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o asupra sa. Și iată, după un an negru, un an în care România, dar nu numai România, multe țări s-au transformat în țări penitenciare. N-aș da Dumnezeu ca la acest început de an bisericesc să putem relua această frumoasă tradiție a procesiunii și să avem pe Sfânta Mironosiță în mijlocul nostru până după Sfânta Liturghie din ziua de duminică. În Sfintele Moaște se vor întoarce în atât de frumoasa mănăstire Pantocrator, ridicată pentru pomenirea și cinstirea Sfintei Mironosițe. Și vă îndemn să vă osteniți. Drumul este ușor, este asfaltat, până acolo să cercetați această lucrare a Dumnezeu făcută în aceste perioade grele, cu multe încercări. Și mergând acolo, veți putea cunoaște puterea și rolul credinței și a nădejdei în Mântuitorul
Iisus Hristos. Distinse domnule primar, vă mulțumesc pentru ostenarea și implicarea în organizarea acestei procesiuni și, în mod special, vă mulțumesc pentru atât dumneavoastră cât și domnul președinte al Consiliului Județean Vasile Iuță, pentru grija pe care o arătați față de cei de nevoie, față de acest cămin pus sub patronajul Sfântului Ierarh Martir Antimilianu, pentru seniorii noștri, pentru cei care au atâta nevoie și atât de mult ajutat acest cămin, de domnul viceprimar acum, Nicolae Dragă. Prezența dumneavoastră și a domnului președinte în mijlocul lor a fost un act de mare noblețe. Eu vă mulțumesc personal, fiindcă mie mi-a sărut o mare bucurie prin prezența noastră și prin nădejdea pe care prezența noastră a domnului președinte al Consiliului Județean au adus-o în sufletul acestor oameni. Rău pe Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăduiască pacea sa și noul an bisericesc să fie cu mult spor, să ne ajute Dumnezeu să ieșim din toate aceste încercări. Încercări pe care le merităm din plin, fiindcă după faptele noastre Dumnezeu ne dă aceste încercări. Fie dat să ne venim în sine, să-i mulțumim lui Dumnezeu și să înmulțim faptele noastre cele bune, să mulțim de fapt și să mulțumim Dumnezeu pentru darurile sale. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile sale să înmulțim, să arătăm și noi dragostea noastră față de cei nevoi și de cazuri. Iubiți copii, vă mulțumesc că ați venit alături de noi. În curând veți începe școala, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să nu aveți parte de batjocura care a avut anul trecut, așa zisă școală online. Să mergeți în comunitatea voastră, în comuniunea copiilor de vârsta voastră, și să aveți încredere în Dumnezeu, sigur, ascultându-vă părinții, ascultându-vă învățătorii, profesorii. Dumnezeu vă va apăra de tot răul și de tot de cazul. Prea bunul Dumnezeu să-L binecuvinteze spre tot lucru bun. Amin. Thank you.
Să-ți propunească jertfă, să fii sănătos și bun început.